O femeie din Arad și-a pierdut viața după ce a fost târâtă de tramvai mai mulți metri la coborârea din vagon. Ușile închisându-se când victima a încercat să coboare căruciorul în care se afla fata ei cu handicap, conform Ager Press. Directorul companiei de transport public Arad, Claudiu Godja, a declarat că accidentul a avut loc pentru că Vatmanul nu s-a asigurat corespunzător la plecarea din stație. Tramvaiul era din anii 70 și bineînțeles că nu dispunea de rampă pentru persoanele cu dizabilități. În orașul lui Falcă, banii au mers în buzunarele șmecherilor din găștile PSD și PNL, iar cetățenii suferă până la moarte din cauza acestora. Cum naiba într-un oraș cu un buget atât de mare, timp de 30 de ani, nu s-a găsit o soluție pentru îmbunătățirea totală a transportului în comun? Iar dacă tramvaiele sunt un pericol pentru cetățeni, de ce acestea mai merg linișite pe liniile lăsate de Ceaușescu? De ce acestui om reprezintă dezinteresul clasei politice față de cetățeni? Faptul că aceștia nu au nicio grijă în modul în care oamenii stau în tramvaiele vechi de peste 50 de ani, în timp ce ei se bucură de masaj în mașinile de lux pe care le conduc. Demisia primarului municipiului Arad, Călin Bibarț. Viceprimarii Lazar Faur și Ilie Cheșa. Voi știați și vedeați pe străzile din Arad cum arată tramvaiele care au devenit tramvaiul morții.